Dragilor, astăzi vorbim despre sabat și ne-am gândit ca subiect de discuție sabatul între a fi și a face. Un subiect, spun eu, extrem de interesant, pornind discuția pe marginea cărții Religiile Lumii, Imagini, texte, tradiții, o carte recent publicată în colecția Cultură și Civilizație, o carte a unui colectiv de redacție, tineri foarte inimoși care au scris despre multe tradiții spirituale, o carte coordonată, să-i spunem, acest colectiv de redacție este coordonat de doamna profesor universitar dr. Madea Axinciuc. Astăzi, alături de noi, Beniamin Chircan. Beniamin Chircan a absolvit masteratul de studii religioase, texte și tradiții în 2017, susținând teza de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Studii Literare și Culturale, cu titlul Semnificații ale sabatului în Biblia ebraică. A contribuit la traducerea cărții psalmilor în cadrul proiectului de traducere Biblia ebraică. În același timp este pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Și iată, Beniamin Chircan a dedicat un capitol pe care îl regăsiți în această carte pe care, iată, vi-o recomandăm cu foarte mult drag, Religiile Lumii, a avut un capitol dedicat tradițiilor iudaice, spirituale iudaice și cu precădere sabatului. Și aș începe discuția noastră cu următoarea întrebare, pentru că mai devreme am spus sabatul între a fi și a face. Cum ai ajuns la distinția, la această distinție între a fi și a face în cazul zilei a șaptea? Oprirea de la activitatea de creație este evidentă, însă iată, există o anumită semnificație a zilei a șaptea pe care cei mai mulți care poate nu sunt familiarizați cu tradiția spirituală ebraică nu o cunosc, pentru că în ceea ce privește ziua a șaptea, știm că există niște diferențe doctrinare, să le spunem, între creștinism și iudaism. Da, vă mulțumesc și vă salut și eu cu drag. Mă bucur să vorbesc despre ceva ce mi-a captat atenția cam mai mult de 4 ani, subiectul sabatului în Biblia ebraică. Despre ceea ce menționați, într-adevăr, trebuie să fac o precizare. Subiectul acesta, adică tratarea aceasta, nu este, felul cum am abordat-o eu, nu este din punct de vedere confesional. Știu că există diferențe între tradiția creștină majoritară și iudaism în ce privește valorizarea unei zile anume sau conceptul de zi de odihnă sau de închinare. Există însă și tradiții creștine care, cum este cea din care fac parte, care valorizează sabatul în aceeași zi cu iudaismul, adică sâmbăta. Exact. Nu o să discut despre aceste diferențe, nu a făcut obiectul studiului meu, poate cu o dată ulterioară să amintim și lucrul ăsta, dar ce vreau să spun este că ceea ce eu am studiat a pornit de la o curiozitate sau de la o nevoie internă. Eu păzind sabatul în mod tradițional, nu în stil iudaic, bineînțeles, ci în felul în care noi o facem, în Biserica Adventistă, am vrut să văd ce este la origine. Am vrut să văd cât mai aproape lucrul acesta de semnificația lui, dincolo de tradiție, să văd cât mai aproape de textul biblic ce anume a semnificat această zi sau ce anume, din punct de vedere biblic, este interesant cu privire la sabat sau de ce e atât de important. Și aș spune că studiul acesta fundamentează o chestiune care este de interes egal atât pentru cei care, să zicem, țin o zi anume, fie că este duminică, sâmbătă sau poate altă zi, fie cei care nu țin nicio zi anume, pentru că chiar în spectrul laic avem ideea de weekend sau de zi liberă, care toate își trag originile, rădăcinile în acest text de care eu m-am ocupat în studiul
la care facem referire acum, cel din Geneza 2 cu 1 la 4, unde se spune acolo că Dumnezeu s-a oprit din lucrarea Lui. Ori sub acest aspect, studiul este de importanță, cum spuneam, pentru o gamă largă de cititori, nu doar cei religioși. Deci dacă vrem să vedem cum, de unde a pornit ideea asta de zi liberă sau de zi de odihnă, ar trebui să citim, vă invit cititorii să parcurgă în capitolul acesta, Sabatul între a fi și a face. Cu privire la întrebarea dumneavoastră legată de distinția dintre a fi și a face, e interesant că eu, inițial, când am pornit să cercetez subiectul sabatului, aveam un alt traseu de cercetare în mintea mea, însă, luând primul text din Scriptura ebraică, din Biblia ebraică, și anume acesta, din Geneza 1 cu 2 cu 1 la 4, m-am blocat. M-am blocat atât de mult la el, încât mi-am dat seama că e foarte important și că trebuie să văd ce este cu această zi a șaptea, că acolo nu e vorba despre sabat, este un text în care se folosește verbul șabat în ebraică, care înseamnă șavat, pardon, care înseamnă a se opri, da? Și nu substantivul șabat, care apare mai târziu în Biblia ebraică. Deci, ciudățenia este, sau lucru interesant și greutatea în același timp la acest pasaj, la acest fragment, este că acolo e vorba de Dumnezeu, nu de noi oameni. Noi suntem obișnuiți să ne oprim noi din ceea ce facem, să ne luăm o zi liberă sau să respectăm o anumită zi a săptămânii ca fiind liberă de la muncă. Dar ce înseamnă asta în cazul lui Dumnezeu? De aici și întrebările unora, nu? Adică ce Dumnezeu a obosit când a creat lumea și trebuia să se odihnească. Deci ajungem la niște lucruri absurde. Însă lucrul ăsta m-a provocat. Văzând anume că e clar, Dumnezeu se oprește de la activitatea Lui, dar ce înseamnă lucrul ăsta și de ce o faci? Aceasta a fost marea provocare a studiului. Dacă nu e vorba de oboseală, e clar, nu e vorba de așa ceva, despre ce e vorba? Și atunci, ideea care a ieșit la iveală și care a făcut lumină în cercetarea mea și în tulburarea mea cu privire la acest subiect a fost următoarea, și anume că Dumnezeu alege să nu mai facă ceea ce face, dezvăluindu-ne o altă dimensiune a existenței sale, care este de fapt cea adevărată, sau nu cea adevărată, că toate sunt adevărate, cea mai profundă sau cea esențială. Și anume, Dumnezeu se oprește din a face ca să fie, sau ca să se lase El în a fi împreună cu lucrurile pe care le-a creat și în special împreună cu ființa umană, cu care intră într-un dialog, dacă citim și mai departe puțin legat de Grădina Eden și ce s-a întâmplat acolo. Deci cam asta ar fi diferența pe care eu o văd fundamentală între a face, care ține de cele șase zile, și ziua șaptea, care dezvăluie esența profundă a ființei divine, care este a fi. Ca să amintim puțin și din alte părți ale cercetării mele, care nu apar în acest capitol, apare un dialog între Dumnezeu și Moise în secțiunea cu rugul aprins. Și acolo el se dezvăluie pe sine ca fiind eu sunt cel ce sunt, sau eu sunt cel care este, sau cel care este într-un mod nu doar acum prezent, ci este, cum spune un cercetător evreu, Brichto, eu sunt cel care a fost, eu sunt cel care este, eu sunt cel care va fi, sau eu am fost cel care este, eu am fost cel care va fi, și o combinație a tuturor timpurilor care prezintă permanența și universalitatea aceasta a ființării divine. Da, în timp ce te ascultam, mă gândeam, apropo de eu voi fi cel ce voi fi, ne gândim la faptul că în limba ebraică nu există viitorul, și atunci cum analizăm acest cuvânt, și mă gândeam imediat, mi se întâmplă să fac aceste analogii, mă gândeam imediat la o altă carte, de data aceasta o carte din colecția Sefer,
colecția dedicată culturii și spiritualității ebraice și cabalei, în mod deosebit, Ehie. Exact asta și înseamnă Ehie, Asher Ehie, eu voi fi cel ce voi fi, numele lui Dumnezeu. Aș vrea să te mai întreb. De fapt, dacă îmi permiteți, aș face o corectură, nu e vorba de acolo de voi fi, nu înseamnă un viitor, uneori e greu de tradus aceste timpuri verbale sau moduri verbale, pentru că ebraica ehe este o acțiune neterminată, o acțiune care continuă și care poate să fie și în viitor, dar care este și în prezent. Nu e vorba de ceva care nu este acum și va fi, ci ceva care este și este în continuare, nu este finalizat. Are continuitate. Ce este asemănător sau să spunem la fel și ce este diferit în ziua a șaptea comparativ cu celelalte zile în cadrul creației? Este o bună întrebare pentru că practic ne dezvăluie, răspunsul la întrebarea asta ne dezvăluie contrastul sau legătura dintre cele două. Aș zice că sunt două tipuri de timp. În primul rând, să începem cu asemănările, este o asemănare fundamentală și anume că este numită ca și celelalte zile, Yom. Yom înseamnă zi în limba ebraică. Acum, Yom înseamnă zi la singular și în acest context. Pentru că Yom, de exemplu, dacă îl punem la plural, zilele, poate să însemne o perioadă de timp, evident, și nu doar de câteva zile, poate să însemne și o perioadă de mai mulți ani. Zilele împăratului Putare, sunt Yamim, este pluralul. Dar aici este folosit singularul ca în toate celelalte cazuri, celelalte șase zile, și mai mult decât atât, nu este modificat acest singular de vreo expresie, cum ar fi ziua și noaptea, adică înseamnă tot timpul. Este un numeral, un substantiv care apare împreună cu un numeral ordinar. Și de fiecare dată când se întâmplă acest lucru, am căutat toate aparițiile acestui cuvânt în Biblia ebraică, sunt 128 de ocurențe în care tot timpul Yom înseamnă, când e urmat de un numeral ordinal, ziua a doua, ziua a treia la, sau ziua a întâi, se referă la o zi literală, la o zi obișnuită, în accepțiunea normală de bază a termenului, da? Cu întuneric și lumină. Acesta ar fi asemănarea între ziua șaptea și celelalte șase zile. Cumva, din perspectivă fizică, sunt identice. Însă asemănările se opresc aici, pentru că diferențele sunt mult mai pregnante, mult mai evidente. În primul rând, aș aminti faptul că, spre deosebire de celelalte șase zile, nu apare în cazul zilei a șaptea expresia a fost seară și a fost dimineață, ziua a șaptea. Nu există această expresie ca în cazul celorlalte. Dintr-o dată asta ne arată că, sub aspect de conținut, trebuie să fie vorba despre altceva. Și dacă citim textul și mai în ansamblul lui, adică această relatare a creației, se observă o rupere de ritm în momentul în care intervine ziua șaptea. Dacă în primele șase zile Dumnezeu creează, separă, organizează, dă binecuvântări, rostește binecuvântări, face tot felul de lucruri care cumva ne aruncă într-un ritm amețitor, să vedem diversitatea creației, tot ce face Dumnezeu și sus și jos și în pământ și viețuitoare și creează cadrul, creează apoi, populează acest cadru. Dintr-o dată în ziua șaptea nu mai este vorba de așa ceva. Totul se oprește. Marcarea acestei treceri se face printr-un pasiv, este primul verset, primul cuvânt din fragmentul acesta este vaehulu, adică s-au încheiat, s-au fost sfârșite, vorba de cerul și pământul. Da? Le pune pe toate într-un ansamblu și spune că au fost sfârșite. Cumva pasivul ăsta ne mută atenția de la ceea ce face Dumnezeu la rupe cumva ritmul narațiunii. Și apoi
imediat revine cu același verb, dar la o formă activă, îndreptându-ne din nou atenția către ceea ce Dumnezeu urmează să întreprindă acolo. Lucrul ăsta cumva ne scoate în evidență, pentru că, cum spuneam, în iureșul informațiilor prezentate în primele 6 episoade, cumva uităm cine este cel care face toate lucrurile astea și ne concentrăm mai mult pe activitatea aceasta care iese din activitatea creatoare, nu? Realizările sale. Dar prin acest joc al timpurilor verbale, al aspectului verbal, al diatezei, nu? Ni se atrage atenția asupra celui care este în spatele acestor lucruri. Și aici este diferența fundamentală între ziua 7-a și celelalte 6, că este un alt timp, un alt fel de timp, aș zice, un alt tip de timp, cu un alt conținut. Dacă în toate celelalte 6 zile avem niște corespondenți, da? Dacă putem urmări, nu? Prima dată face lumina, apoi creează cadrul, da? Separă apele, apoi pământul și apoi populează aceste cadre, nu? Lumina cu luminătorii, asociază pământul cu viețuitoarele de pe pământ, aerul și apele cu viețuitoarele de pe apă și apoi pământul cu viețuitoarele de pe pământ. În ziua 7-a nu are pereche, adică nu are niciun corespondent la nivel de conținut. Este la mijloc, dacă le punem pe toate cele trei, așa, pe două coloane, ziua 7-a vine ca o încununare a celor 6, ca un vârf de piramidă. Și nu are conținut, adică nu-i corespunde nicio altă zi a 8-a, nu? Și atunci, aceasta este diferența, că ea este umplută cu un alt fel de conținut diferit de celorlalte. Și bine, concluzia mea este că acest conținut este însuși Dumnezeu. Dar putem discuta despre asta puțin mai încolo. Când s-a încheiat crearea lumii conform acestui fragment? În ziua 6-a sau în ziua 7-a? Aici e o întrebare capcană, aș zice. De fapt, răspunsul este greu de dat. Pentru că, într-adevăr, pe de-o parte se spune că Dumnezeu s-a oprit în ziua 7-a, pe de altă parte ni se spune că a sfârșit lucrarea lui în ziua 7-a. Ceea ce ne duce la o contradicție logică, adică a mai creat ceva, de ce anume se spune că s-a oprit și că totuși s-a încheiat atunci. Există o versiune a Bibliei ebraice, Pentateucul Samaritean, care redă în versiunea lui, corectează, nu, cumva, textul și spune că în ziua 6-a Dumnezeu a sfârșit toată lucrarea și atunci rezolvă problema. Însă textul evraic pe care l-avem, nu? Textul masoretic, spune că în ziua 7-a. Și atunci, aici aș face o mărturisire că în studiul care este publicat, care este în cartea de la Herald, nu apare ce o să spun acum. La momentul acela am tradus cumva, am găsit o variantă de traducere care să rezolve. Adică cumva să traduc cu mai mult ca perfectul și sfârșise Dumnezeu lucrarea. Însă nu se justifică dacă vedem secvențele verbale, și nu o să intru acum în detalii, sper să fie publicată teza mea și să curând și să poată fi citit acolo lucrul acesta, dar îl spun acum. Există niște secvențe verbale care plasează acest a sfârșit Dumnezeu în ziua 7-a pe aceleași linie cu celelalte. Dumnezeu s-a oprit, Dumnezeu a binecuvântat. Și atunci, explicația nu poate să vină de la nivelul textului ca traducere, ci trebuie să vină la nivelul interpretării. Și felul cum am interpretat lucrul acesta este că, și o să citesc din teză, din fragmentul acesta din teză, cumva, la sfârșitul zilei a 6-a, cred că este și în articol totuși această concluzie, întreaga creație există ca spațiu și potențialitate, însă, deoarece totul este deja creat, spațiul își atinge limitele. Prin extinderea timpului creației cu încă o zi, limitele spațiului sunt depășite și intrăm pe tărâmul timpului, un timp căruia încă îi lipsește ceva pentru a fi deplin. Deci, cumva, toate lucrările erau create deja, asta e clar,
dar fără ziua a șaptea, creația este incomplet. Și doar cu ziua a șaptea, creația este încheiată. Și este, concluzia mea este că trebuie să fie ceva care încheie creația, care este diferit de lucrurile făcute în zilele celelalte. Și cum spuneam, repet, și asta este concluzia, că faptul că Dumnezeu se așează cumva în acest spațiu și în acest timp făcut de El la creație, desăvârșește creația. Dar nu este un lucru. Este însă și această relație care se creează și aceasta încheie, de fapt, lucrarea. Este, dacă vreți, cum imaginează John Walton, ideea că un om își construiește o casă, casa e gata, ok. Dar dacă nu e locuită, e degeaba. Și atunci Dumnezeu, ca un constructor maestru, se așează în casă și începe viața, nu? Încep interacțiunile și tot ce are loc acolo. Ei, asta este semnificația zilei a șaptea și de aceea era nevoie de încă o zi sau de încă ceva, dar care să fie diferit de celelalte, pentru ca lucrarea să fie completă, încheiată. Pentru că parțial mi-ai răspuns la întrebare, semnificația de bază a zilei a șaptea conform fragmentului din Geneză. Ultima întrebare al dialogului nostru, ce înseamnă faptul că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea? Iarăși e un lucru la care a trebuit să mă gândesc foarte bine, pentru că, vedeți, în ziua a șaptea se întâmplă două lucruri, de fapt cred că se întâmplă mai multe lucruri unice. Aș aminti, legat de binecuvântare, Dumnezeu binecuvântează, în primul rând, binecuvântează o zi sau un element de timp, mai exact, care este unic în Biblie. Nu mai există niciunde specificarea aceasta că Dumnezeu binecuvântează un timp. Este prima dată, este singura dată. Apoi, mai este un lucru special legat de celălalt verb, a sfinți. Este prima dată când Dumnezeu binecuvântează ceva în Biblie. În Biblie avem timp, avem spații sacre, avem persoane sacre și avem timpuri sacre. Ori timpul, după cum observă Abraham Joshua Heschel, este primul element sfințit. Asta așa ca o curiozitate. Legat de binecuvântare, nu e prima dată când Dumnezeu binecuvântează în cadrul creației. Am mai făcut-o cu în ziua a cincea, nu? Cu viețuitoarele mării și ale văzduhului. Și apoi în ziua a șasea cu oamenii. Dar acolo rostește binecuvântarea. Aici nici măcar nu rostește. Și apoi, deci ca o binecuvântare fără vorbe, fără să se spună că a cuvântat, și apoi este binecuvântat în general în Biblie, în gândirea ebraică, binecuvântate sunt ființe. Nu găsim ca cineva să binecuvânteze, nu știu, obiecte, masă, pâine sau altceva, nu. Doar ființele sunt binecuvântate. Ori, lucrul ăsta e interesant. De ce să binecuvânteze o zi sau un timp, iarăși? Răspunsul mi-a venit aflând sau intuind cumva și apoi cercetând și confirmând un lucru acesta, că în gândirea ebraică, timpul nu există în mod abstract, cel puțin în gândirea ebraică biblică. Timpul există în raport cu evenimentele care au loc în el, în cadrul lui. De aceea și Iov, am găsit textul acesta, Iov își blestemă ziua în care s-a născut, pe motivul că suferea acum și dacă nu s-ar fi născut atunci, acum ar fi evitat această suferință. Dumnezeu binecuvântează ziua în care creația este completă. Cum spuneam, este finalizată, lucrează ca un sistem. E prima zi, dacă vrem, e a șaptea zi din perspectiva lui Dumnezeu ca un creator, dar este prima zi de funcționare deplină a creației, fără sincope, fără lipsuri. Da? Este, de fapt, prima zi a creației, dacă vrem să spunem așa. Prima zi de funcționare. Dumnezeu, binecuvântând acest timp în care creația funcționează în sfârșit, ca un tot întreg și desăvârșit, nu face decât să binecuvânteze tot ce se întâmplă în ea. Adică, aș zice, este o binecuvântare universală. Este adresată întregii creații.
De aceea nici nu spune lucrul acesta, ce să binecuvântezi. Dacă ar fi zis, ar fi limitat la un anume lucru. Așa nespunând, binecuvântarea se extinde atot cuprinzător asupra întregului domeniu creat. Și în afară de lucrul acesta, mai spune Albert Barnes, mai face precizarea sau sugestia că binecuvântarea zilei a șapte implică, ca în cazul celorlalte binecuvântări, nu creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți, așa cum zilea zice oamenilor și viețuitoarelor, ar însemna și perpetuarea acestei zile în istorie. Fie că este vorba de o aducere aminte a ei, fie că este vorba, așa cum tind să cred, din cercetarea doar a acestui pasaj, că într-un fel acest sabat al lui Dumnezeu nu s-a încheiat și noi toți existăm în el. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre sabat. Articolul sau capitolul publicat de Beniamin Chircan, Sabatul între a fi și a face, în cadrul cărții pe care v-am recomandat-o astăzi și pe marginea cărei am discutat, Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, o carte publicată în colecția Cultură și Civilizație. A fost alături de noi ca invitat astăzi Beniamin Chircan, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Studii Literare și Culturale, teza de doctorat cu semnificația ale sabatului în Biblia Ebraică, despre care noi am vorbit astăzi, de asemenea pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de utile, iată și informații pe care cititorii le completează cumva, pe lângă cele citite în capitolul cărții, capitolul scris de Beniamin, a venit cu informații suplimentare pe care vi le oferim, iată, în acest videoclip. Nu uitați, ne puteți urmări pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube, unde vedeți toate materialele video cu invitații noștri. Încă o dată, mulțumiri, Beniamin Chircan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu un alt subiect și cu un alt invitat. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!